Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost un caz în Sicilia. Acolo a fost veselie mare. În unele țări din Occident, dacă pui benzină, e mult mai complicat ca aici, pentru că trebuie să interacționezi cu un mecanism automat și trebuie să bagi bănuții fix cât vrei, spui câți litri vrei, bagi banii, calculează. Plătești înainte, da. Apeși pe buton. Și am citit că a fost un caz undeva în Sicilia în care omul care alimenta a descoperit că pompa nu se oprise după ce s-au terminat banii respectivi. Deci el, săracul, și-a băgat acolo cât a avut, 20 de euro, 30 de euro, nu știu. A, și după ce s-a terminat creditul, a continuat să dea benzină. Da. Mm-hmm. Ce și tare! Giovanni! Benzină, gratis! S-a făcut haos, ăștia nici nu știu să se organizeze cum trebuie. Veselie mare, tot satul, nebunie, s-au strâns acolo, au reușit să consume, paguba finală, 5.000 de euro. 5.000 de euro, da, benzină de 5.000 de euro? A aflat și proprietarul, știi? Care tot așa, probabil din vorbă în vorbă, vină cu aia, că-ți iau ăștia toată benzina. 5.000 de euro... La cât? 2 euro litru de benzină? Da, 2 euro, ești optimist? Păi cât poate să fie litru de benzină? La noi nu e 2 litri? 2 euro, cam pe acolo e. La noi e mai puțin. 1,5, dar jumate, la Amărâția e vreo 2. Da. Că Occident e mai scump decât asta. 50 de plinuri. Deci 50 de oameni fericiți. Da. A făcut o tombolă. Da. Deci acum... a făcut-o intenționat ca să-și promoveze benzinăria. Mi-e frică să te întreb, Luca, dar tu ce îi face? Dacă vedea că se organizează așa un atac la o pompă de benzină, e gratis benzina. Te bagi sau nu? Aș duce direct la poliție, îți dai seama așa. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.